Narcisa, iar acesta este primul meu video pe YouTube. Pentru început aș vrea să vă spun câteva lucruri despre mine. Mă numesc Narcisa, am 21 de ani, sunt Zodia Taur, sunt din Bacău, de 2 ani de zile m-am mutat la București, sunt studentă la SNSPA în anul 3, deci anul acesta am voi da și licența. Despre mine pot să spun că sunt o fire prietenoasă, sensibilă, sunt și ușor vulcanică și cam atât despre mine, pentru că vreau să vă țin în suspans, pentru că următorul meu videoclip va fi despre mine și acolo voi intra în mai multe detalii. Așadar, pentru videoclipul de astăzi, m-am gândit să fac un unboxing la un calendar advent de la Essence. Este acesta, îl am aici lângă mine pregătit, Made with Love, așa că vom începe. Vreau să vă spun că acest calendar l-am luat de pe Notino, acum vreo săptămână, dacă nu mă înșel, și a fost în jur de, adică a fost 99 de lei, ceea ce mi se pare un preț foarte bun, ținând cont de câte produse sunt. Deci, cred că se merită 99 de lei pentru acest calendar. Avem aici o foaie în care sunt descrise produsele, punguțele și numerele, numere care se lipesc pe punguță atunci când vrei să faci cadou cuiva sau de ce nu să le păstrezi pentru tine. Am început cu primul produs, dar să mut aici ca să am loc. Un blush iluminator. Gradient Powder Blush scrie. Este destul de pigmentat, cred. Nu chiar. Este așa foarte peach. Aici, nu știu, eu zic că se poate folosi și ca blush și ca iluminator fără să le combinăm. Cu partea asta dai la blush, iar cu partea asta folosești ca iluminator și nu trebuie neapărat să le combini între ele. Ia să încercăm și ăsta. Sunt profoase. Și nu știu, mi se pare că, nu știu, se mută produsul, e puțin cam ciudat și are sclipiciul foarte, foarte mare. Nu știu dacă se vede. Da, nu știu, îl voi testa și poate voi face și un video cu un make-up full Essence. Să continuăm. Aici avem o pojă pentru French. Fac unghiile cu ojă, mi le fac la salon, dar nu știu, poate voi folosi pentru pedicură sau poate voi face cadou. Aici tot ceva pentru unghii, este un Jelly Nail Polish Remover. Nu știu, este, din câte am înțeles, este o acetonă, dar nu este lichidă, este așa foarte gelatinoasă, ca un geleu. Da. N-am mai folosit așa ceva. Până acum nici nu folosesc acetonă. Aici, deasupra, am o pereche de gene, o mega pereche de gene, pentru că sunt foarte lungi, foarte dese, foarte mari, negre. Nu știu, eu n-aș purta așa ceva, dar poate, nu știu, le voi încerca să văd. Poate nu-mi plac cum se așează în ambalaj, dar pe ochii mei poate vor arăta drăguț, nu știu. Da. Următorul lucru este acestea, sunt niște oil control paper, niște hârtiuțe din acelea matifiante pentru sebumul de pe față când se adună. Dacă îmi focalizează. Da, ia să le și desfacem. Sunt destul de lungi și sunt așa cu Green Tea, scrie pe cutie. Ok, le vom testa. N-am mai folosit până acum, pentru că nu am avut nevoie. Aici avem un ruj. Nuanța este 04 Crazy, din colecția This Is Me. O să-i facem și un swatch. Uite aici. Este foarte, foarte cremos. Și îmi place și nuanța, este așa un pișiniu. Da, este drăguță. Mai am rujuri din această colecție, alte nuanțe și îmi plac foarte mult, sunt foarte cremoase și chiar sunt și destul de rezistente. Aici avem un lip gloss, Plumping Nude, se numește, și nuanța este 09 Larger Than Life. Ok.
Ia să-i facem și un swatch. Este o lanță foarte drăguță. Este așa un nude, dar nu foarte deschis. Da, îmi place. Aici avem și un creion. Astea de la Essence sunt foarte bune, sunt foarte cremoase și au și un preț foarte, foarte bun. Sunt în jur de 6 lei, le-am văzut pe Notino. Și, din câte observ eu, această nuanță la creion se potrivește cu acest ruj. Cred că așa au și fost puse, au fost gândite. Se vede că sunt foarte, foarte, foarte asemănătoare. Ok. Aici avem o paletuță care este superbă, m-am uitat înainte în nuanțe și sunt superbe. Se numește Konnichiwa Tokyo și are niște nuanțe superbe. Sunt și sidefate și mate. Am mai băgat puțin degetul în ele, recunosc. Și ia să vedem, facem la albastrul acesta un swatch. Vai cât de frumos este, uitați cum se vede pe deget. Și este destul de pigmentat. Din câte se poate observa. Eu să încerc și o nuanță mată, să vedem. Da, este destul de pigmentat. Ia să mă încerc și ăsta. Se vede foarte, foarte, foarte puternic pe mână. Da. Abia aștept să fac un make-up cu această paletă, pentru că îmi place foarte, foarte, foarte mult. Următorul produs este o pudră de fixare. Este translucidă. Stați să vă și desfac. Nu pot, stați. Gata. Este o pudră albă. N-am mai folosit-o pe aceasta, dar na, ce poate fi chiar atât de rău la o pudră albă. Mai departe, avem aici niște nail stickere. Da, cum am zis, nu-mi fac unghiile cu oje, deci nu aș putea să-mi lipesc aceste sticăre cu floricele. Dar, nu știu, le păstrez, e bine să le am totuși în casă, poate le folosesc la altceva. Tot din categoria unghiilor, Nail Polish Corrector Pen, fără acetonă. N-am mai folosit niciodată așa ceva. Probabil este ca să depășești, să cureți acolo unde ai depășit cu oje. Aici avem un lip gloss, Shine, Shine, Shine Wet Look, iar nuanța este 19 Tink Tink. Este un rost foarte drăguț, dar cred că, nu știu, e prea mult sclipici pentru gustul meu și mult prea lipicios, spre deosebire de acesta pe care l-am arătat mai devreme, care nu este așa de lipicios. Da, îl voi testa și pe acesta roz. Aici avem un lipstick Perfect Matte. Nuanța 04 Raise You Up. Așa, să facem și un swatch. Da, asta este mult mai pe gustul meu, este mai mat. Este și foarte cremos, cu toate că este mat. Chiar este drăguț. Mai departe să luăm aceste aplicatoare pe care eu nu le folosesc, pentru că eu folosesc pensule, nu aplicatoare de genul acesta. Aici avem o bază pentru farduri de ochi. Nu știu dacă scrie nuanța. Scrie 01 The Stage Is Mine. Nu știu dacă e chiar nuanța 01, pentru că mie mi se pare foarte, foarte închisă și nu știu dacă mi se potrivește. Adică, clar voi arăta cu ochii mult mai închiși. Nu știu, voi încerca să văd dacă îmi place. Dar poate facem un make-up cu produse Full Essence. Aici avem un top coat. Chiar dacă nu îmi fac unghiile cu gel, top coat mai folosesc, pentru că mi mai aplic după 2-3 săptămâni după ce îmi fac unghiile, îmi mai aplic deasupra atunci când nu mai lucesc destul de tare sau de ce nu la pedicură. Avem aici un alt ruj, trebuie să-l desfac.
tot în aceeași colecție cu acela pe care vi l-am prezentat mai devreme. Acesta este Semi-Shine 106 Late Night. Da, și are un sclipici. Are un SIDEV, care mie nu prea-mi place. Uitați aici. Nu prea folosesc rujuri care au foarte mult sclipici. Nu mi se potrivesc. Îmi plac mai mult astea mate sau de ce nu, nu știu. Și un ruj care este mai cremos. Aici avem o altă ujă. Tot roșie cu sclipici, 52 Shine On Me. Da, nu știu, dacă nu o voi folosi, o voi face cadou sau nu știu, un fac pedicure. Și gata, ca să nu zic că n-am folosit-o. Aici avem o mascara. De această mascara am auzit că cica este foarte bună, nu am încercat-o până acum, dar ăsta este un prilej să o testez, să văd dacă îmi place. Scrie pe ea că este Curl and Volume. Nu știu, chiar sunt foarte, de produsul ăsta sunt foarte curioasă să văd dacă nu știu, dacă se așează bine pe genele mele. Mai departe, avem aici un spray de fixare. De la Essence am avut alt spray de fixare, nu prea mi-a plăcut acela, dar poate asta o să-mi placă. Este pentru hidratare cu acid hialuronic și spune că este fără ulei și fără alcool, ceea ce este foarte bine. Mai avem doar 3 produse, dintre care unul este acest Superfine Essence Eyeliner Pen Waterproof. Mie, din păcate, nu-mi plac acestea care au vârf de cariocă. Îmi plac acelea care au vârf de pensulă. Mi se par mult mai ușor de folosit. Pe asta l-am mai avut și nici nu mi se pare chiar atât de, nu știu, atât de intens. Eu folosesc altul care este mult mai bun și îl recumpăr de foarte mult timp, de 5 ani de zile. Și este și foarte ieftin, în jur de 7-8 lei. Următorul lucru este această paletă, Never Give Up Your Daydream. Asta să o deschid. Nu știu dacă... Gata, am reușit. Este o paletă cu farduri de oi și este si de fată. Uitați, dăm și asta jos. Nuanțele, nu știu dacă sunt chiar atât de pigmentate, fiind niște farduri cu SIDEF, dar vom încerca. Să mai fac și o celălaltă culoare. Dar nu sunt foarte pigmentate, din câte se observă aici și aici. Și le voi încerca și dacă nu îmi plac, nu știu, le voi găsi o întrebuințare dacă nu le fac cadou. Dar cred că ar merge foarte bine în colțul ochiului sau de ce nu te mijlocul ploapei când vrei să faci un make-up. Iar acum o altă paletă care este superbă. Uitați puțin cum se vede. Asta este foarte drăguță. Bine, acum nu știu cum sunt nuanțele, dar da, nu sunt niște nuanțe... Cine știe ce, sunt mate, iar unele sunt si de fate și nu sunt ceva ce nu s-a mai văzut, adică sunt destul de basic. Sunt curioasă dacă este pigmentată. Ia să văd cum o desfac. Se scot ambalajul, are un plastic, dar nu pot. Super. Și o să și foșnăiesc acum. Este pigmentată. Nu. Nu știu ce să zic. Am gândit să nu fie profoasă, așa nuanțele sunt destul de... Nu știu, sunt destul de drăguțe, fiind basic. Ia să mai încercăm și un SIDEF. Uitați, să încerc pe ăsta. Da, nu știu, nu sunt... Am sclipici foarte, foarte mare. Așa, ea este foarte drăguță, are un ambalaj foarte frumos, dar nu știu dacă o să fie ok. Și cam atât, ăsta a fost ultimul produs.
Vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și de ce nu să-mi dați un subscribe sau un follow pe Instagram și vă aștept la următoarele mele videoclipuri. Vor fi foarte interesante. Din punctul meu de vedere voi avea și unboxing-uri. De exemplu, am o comandă dată la Shein care trebuie să-mi vină, cred că undeva pe săptămâna viitoare. Voi face și diferite haul-uri alimentare, pentru că merg la cumpărături în fiecare săptămână și cred că ar fi... Mie îmi place, de exemplu, să mă uit la aceste videoclipuri și cred că și altora le place. Deci, ne vedem săptămâna următoare!